Este un moment important pentru comunitatea noastră, aceste două obiective care vor avea rolul acela de a asigura comunității noastre atât niște servicii medicale de calitate aici, la acest centru medical, cât și Liceul Tehnologic Ateliere, unde, după cum am spus cu foarte mulți ani înainte, copiii noștri trebuie să învețe meserii de toate tipurile, avem câteva clase și o să se extindă. Suntem onorați că avem lângă noi pe domnul președinte al Consiliului Județean, pe doamna prefect, parlamentari și deputați, invitați, consilieri locali și din aparatul administrativ al nostru. Vreau să vă spun câteva cuvinte referitor la aceste obiective. Bineînțeles că stau cu fața la presă, că dacă se întâmplă ceva să am emoție să mă vorbi, imediat pe TikTok toate apar și deci voi vorbi ceea ce pot și ceea ce simt. Acest obiectiv în spatele meu a început de mult timp, din 2015. Proiectarea, după aceea s-a aprobat finanțarea mai târziu cu 3 ani de zile. În sfârșit a fost realizat. Acest centru medical va asigura servicii medicale medici specialiști, asta vreau să spun, iar dotările din interior vor fi stabilite de instituțiile medicale și de clinicile cu care noi, în perioada următoare, o să le trimitem oferte pentru serviciile care se vor desfășura aici. Bineînțeles că noi ar fi putut să mobilăm sau să dotăm acest centru medical, însă lucrul acesta nu îl putem face decât după ofertele clinicilor medicale, că trebuie să vă spun, rolul acestui centru medical este un fel de policlinică în care toate serviciile necesare pentru cetățeni vor fi aici. De vreme mă întreba cineva, medicii de familie. Medicii de familie din Bălene au cabinete, nu se pune problema, aceasta va fi policlinică. În spate o să mergem acum acolo, avem ateliere, tot așa o construcție mai mare, mai dezvoltată decât asta. S-a impus această investiție în ateliere din anul, poate nu vă vine să credeți, în anul 2009. Atunci s-a turnat fundația. Bineînțeles, au fost niște probleme atât guvernamentale cât și locale. A fost în instanță un constructor, doi, după am început foarte rapid, după decizia instanței și am reușit să realizeze și acel obiectiv. Lângă noi, presa deja filmată, am văzut, se află grădinița cu program prelungit, vă vedeți, realizat în procent de 80%. Am avut tot ghinionul ca firma constructoare să intre în insolvență, dar restul de executate licitat și până în octombrie se realizează în întregime. Ce vreau să vă mai spun referitor la acest loc unde ne aflăm, este un loc încărcat de istorie, este monument istoric, aici a fost Curtea Boierilor Cantacuzini. Vă dați seama că aceste întârzieri în utilități, energie electrică și gaze, a durat atât de mult, un an și jumătate, deci aceste construcții au fost realizate la sfârșitul anului 2022. De aceea acum vin cu o rugăminte la doamna prefect și la domnul președinte al Consiliului Județean, să facem în așa fel încât acele avize care se dau pentru energie electrică, pentru gaze și pentru apa acolo unde este cazul, să deruleze mai rapid. Foarte multe probleme avem în acest domeniu și colegii mei, ceilalți primari, tot la fel spun și sperăm ca și dumneavoastră, presa, să faceți un pic de lobby pentru acest lucru. În legătură cu aceste investiții și altele, bineînțeles, sprijinul care l-am avut din partea Consiliului Județean, din partea Prefecturii Dâmbovița, s-a concretizat și se va concretiza, mai ales că mai avem și alte obiective, încă vreo 5-6 obiective
care se vor realiza în Băleni și să vă spun deschis, avem și asocieri cu Consiliul Județean și se lucrează acum pe aceste obiective și totul se derulează foarte, foarte bine. Să nu credeți că avem aceste asocieri sau sprijinul de un an, de câteva luni. Nu. Eu vă spun că acest sprijin este de foarte mult timp, din 2016-2017, se concretizează din ce în ce mai bine în Comuna Băleni. Vă mulțumesc. Acum invit, vă rog să-mi dați voie, pe domnul președinte al Consiliului Județean. Mulțumesc mult, domnule primar, preacucernici părinți, domnule senator Titus Corlățean, doamnă prefect, doamnă deputat, domnilor, doamnă și domnule vicepreședinte, domnilor și doamnelor consilieri locali, stimați locuitori ai Comunei Băleni, Hristos a înviat! Este un eveniment deosebit de important astăzi în comunitatea dumneavoastră, în Comuna Băleni, județul Dâmbovița, când domnul primar inaugurează două investiții deosebit de importante pentru județul Dâmbovița și, în ultimul rând, pentru Comuna Băleni. Am spus-o întotdeauna, o spun și astăzi la Băleni, investițiile în sănătate și în educație sunt cele mai importante investiții pe care putem să le facem pe raza fiecărei unități administrativ-teritoriale și cred că este datoria noastră atât la nivelul Comunei Băleni cât și la nivelul județului Dâmbovița să investim în continuare și în sănătate, și în educație, și bineînțeles în tot ceea ce avem noi de făcut în fiecare comunitate locală. Domnule primar, în primul rând vreau să vă felicit pentru acest centru medical. Nu este doar un dispensar aici la Băleni, este un centru medical, un centru medical, o clădire modernă, în care vom avea în perioada următoare medici și aparatură performantă pentru toată zona din județul Dâmbovița, nu doar pentru Comuna Băleni. În al doilea rând vreau să vă felicit pentru investiția în învățământ, pe care o să o vizităm în câteva minute. Și sunt două investiții pe care le așteptați de mult timp în Comuna Băleni și uitați că astăzi putem să le inaugurăm și, bineînțeles, și cu sprijinul pe care îl avem și din partea Guvernului României, că ambele sunt finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală. La nivelul Comunei Băleni, împreună cu Comuna Băleni, Consiliul Județean Dâmbovița are proiecte în asociere pentru comunitatea locală, dar cred că este necesar să aducem în fața locuitorilor Comunei Băleni. Veți fi prima localitate din mediul rural, prima comună din județul Dâmbovița, care o să aveți o centură ocolitoare. Știți foarte bine, acum 4 ani de zile am venit la nivelul județului Dâmbovița cu un program prin care am dorit să facem, să realizăm centură ocolitoare pentru toate centrele urbane din județul Dâmbovița. Și aici vorbim de inelul 2 de centură al municipiului Târgoviște, inelul 2 de centură pentru Buceasa Fien, Moren, Găiești, Titu. Și în ultimul rând, uitați că avem și centuri ocolitoare în centrele de dezvoltare din mediul rural. Și aici dau exemplu, veți fi prima comună unde o să aveți o centură ocolitoare, după dumneavoastră o să aibă Lungulețul, suntem chiar acum în procedură de achiziție publică și cred că aceste investiții vor veni în folosul cetățenilor din această zonă. Felicitări, domnule primar, felicitări consilierilor locali, aparatului tehnic din Primăria Comunei Băleni, și bineînțeles tuturor locuitorilor Comunei Băleni. Doamne ajută, Dumnezeu să ne dea gândul cel bun și multă sănătate!